Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Vă invit să discutăm astăzi despre turismul din Constanța, despre cum putem sau ce putem să facem pentru a promova turismul și a nu avea numai maxim 2 luni de sezon. Asta spunea invitatul meu recent la un eveniment. Dacă avem timp, discutăm puțin și despre Africa de Sud, Mozambic, Zacuscă și Pască. Legătura dintre toate acestea o veți afla pe parcursul emisiunii. Vă prezint invitatul de astăzi, domnul Stănică Enache, este președintele Inomar Cluster. Bună seara! Bună Bună ziua, că e seara! ziua fără credă, e Bine v-am 6 de găsit! zi. Bine ați venit! Spuneți-ne întâi ce înseamnă Inomar Cluster. Vorbeam cu colegii mei și mă întrebam ce este Inomar Cluster. Da, un cluster este o organizație formată din mai multe entități, din sectorul public, din sectorul privat, din cercetare și dezvoltare și din societatea civilă, care de regulă își propune dezvoltarea unei regiuni, a unei industrii, chiar a unei localități sau destinații. Ce își propune clusterul pe care îl conduceți? Clusterul Inomar a apărut în contextul în care, în 2016, mă întorceam definitiv în orașul meu natal, în Constanța, Vă și întorceați de unde? Păi, cu o escală la București, mă întorceam din Africa. Deci, iată prima legătură, da? O să Da. discutăm și despre celelalte. Ați Da. lucrat în Africa de Sud și Mozambic, vom reveni Da, asupra acestui aspect, sigur, că mi se pare sigur. interesant, dar haideți să Da. continuăm povestea. Și stând de vorbă cu câțiva prieteni pe care, mă rog, îi cunoșteam de multă vreme, am ajuns la concluzia că la Constanța s-au schimbat vremurile, vorbim de 2016, când ne amintim toți că eram plini de speranțe și că ar fi nevoie de o abordare din asta de colaborativă de alt gen. Eu lucrasem deja într-un cluster, într-un astfel de ecosistem și am propus câtorva dintre actualii membri fondatori ai clusterului formarea unui cluster care să acționeze în zona turism, în industria de turism, pentru că, așa cum stăteau lucrurile atunci și cum încă stau și astăzi, ne-am gândit că noi nu am făcut pași înainte pe drumul acesta al inovării turismului, în special al promovării unui turist de experiențe, în care, mă rog, să aducem soluții din tehnologie, din direcțiile din care veneam fiecare și în 2016, în aprilie, am avut prima noastră ședință în sala Senatului Universității Ovidius cu membrii fondatori ca și Camera de Comerț, Universitatea Ovidius, Project Management Solutions, mă rog, era vorba despre un grup de consultanță în domeniul proiectelor europene, o organizație patronală din turism și mai multe organizații private, ca și membrii fondatori, Deci așa cum inclusiv spuneam. firme private, noi nu avem voie să Sigur, denumim în sigur, principiu, dar au sigur, fost și firme sigur, private sigur, care s-au sigur, asociat inclusiv în aceste firme cluster. private. Clusterul, având capabilitatea asta față de, mă rog, organizațiile patronale, de exemplu, care sunt pe o anumită verticală, clusterul fiind o concentrare de companii și organizații care își pot aduce servicii una alteia, în felul ăsta reușind să creăm ceea ce noi numim un lanț de valoare, adică dacă ai un hotel și ai o organizație de o firmă de distribuție, ai și o organizație de cleaning, ai și o firmă de resurse umane și o firmă care face consultanță de proiecte, Toate atunci sub în mod aceeași umbrelă, potențial, da, nu? sub aceeași umbrelă, atunci evident că aplicarea la un proiect și rezolvarea unor probleme în hotelul respectiv sau în firma de distribuție devine mai facilă. Nu Și exista, mă scuzați, nu exista un astfel de concept totuși pe piață până să veniți în 2016. Mă gândesc la organizațiile patronale din care făceau parte, nu știu, Camera de Comerț, cred că și firme private la hoteluri. Deci, nu exista o organizație care să cuprindă sub această umbrelă tot ce spuneți dumneavoastră?
Existau, bineînțeles, nu noi am înființat primul cluster din România. La momentul 2016 exista și o federație a clusterelor, dar nu există. Camera de Comerț, vedeți dumneavoastră, are o bază de date de companii, dar nu este nișată pe anumit domeniu. Mă interesează ce ați adus dumneavoastră, dacă ați adus ceva nou sau dacă ați venit, nu știu, în concurență cu alte organizații, alte clustere pentru același scop. Noutatea pe care noi am adus-o a fost exact ceea ce vă spun, lucru în rețea de o formă complementară în care fiecare vine cu expertiza din domeniul lui de referință și reușește să pună la punct, nu știu, un proiect, să rezolve o problemă, cum ar fi problema turismului în Dobrogea continentală, ceea ce aveam să facem puțin mai târziu. Bun, care sunt acțiunile, vectorii, așa, pe care ați mers și care sunt rezultatele concrete, dacă ați avut rezultate concrete până acum? Deci, între obiectivele noastre, bine, în primul rând, viziunea pe termen lung este Dobrogea în topul destinațiilor inteligente din Europa. Când spuneți Dobrogea, mă scuzați, nu vă referiți numai la fâșia de litoral, înțeleg eu, ci la întreaga regiune, la Dobrogea continentală, da. Asta ca și viziune. Apoi am spus că principal obiectiv sau misiunea noastră este să devenim o platformă preferată de colaborare și interacțiune între diferiți actori care înțeleg dezvoltarea unei regiuni în modul ăsta clusterizat, în modul unei cooperări complementare. Și dintre rezultate putem să vă spunem că am reușit să punem la punct un proiect care se cheamă Turix și care a reușit anul trecut să atragă 1250 de turiști spre sudul Dobrogei, spre centrul Dobrogei, Ținutul Casian, Cheile Dobrogei, zona frumoasă Delta, din Dobrogea, da, puțin cunoscută de turiști. Ce înseamnă acest proiect? Cum i-ați implicat turiști? Proiectul ăsta presupune, înseamnă de fapt o platformă de rezervări de experiențe și activități turistice. Deci unde un turist poate să intre și să-și rezerve efectiv ce activități gândește el că îi se potrivesc lui, grupului de prieteni sau familiei în regiunea Dobrogea, în destinația, să zicem, Constanța sau destinația Dobrogea, atâta timp cât el este în destinație, pe litoral, nu? Sau intenționează să vină la noi. Ce poate să facă un turist care vine vara la mare sau în primăvară și nu vrea să stea numai la plajă, vrea să exploreze și Dobrogea continentală? Dați-mi așa, nu știu, două, trei exemple. Poate să viziteze, de exemplu, o gospodărie tradițională dobrogeană, da? Cred că v-am văzut la târgul din weekendul acesta, la târgul Florilor, da. Unde ați întâlnit-o pe Bianca, de exemplu, care este membră în clusterul nostru și care are gospodăria tradițională de la Vișina. Doamna care era la prezidiu. Da, noi vorbim despre, stați un pic să explicăm, despre Târgul Florilor, care a avut loc în Ovidiu pe 31 martie și pe 1 aprilie, un eveniment aflat la a doua ediție, care a adunat, nu știu, țăranii dobrogeni, doamna de la Vișina și așa mai departe. Un eveniment frumos. Ce face doamna aceea? Are o gospodărie unde turistul poate veni și poate, nu știu, ce să mănânce acolo. A restaurat o casă foarte veche, o casă lipovenească, și a restaurat practic întreaga gospodărie la Vișina, foarte aproape de Jurilovca, o comunitate de bulgari de data aceasta, unde, mă rog, turistul poate să vadă ce se întâmplă într-o gospodărie țărănească, poate să interacționeze cu ceea ce se întâmplă într-o gospodărie, poate să servească niște bucate tradiționale și pur și simplu să se deconecteze în zona bălților de sub delta Dunării. Un model pe care l-am văzut, mă scuzați, aplicat cu mare succes în Transilvania, în zona aceea pe unde am ajunge și prințul Charles, mulți săteni și-au transformat locuințele în
Da. Mini-pensiuni, că exact. Nu pot să le spun pensiuni. Exact. Au câteva camere, te duci, da. Mănânci, dacă te uiți la fotografii, ele arată exact așa cum arătau acum, da. 100 și ceva de ani. Interesant. Da, da, pentru că în România, puțin înțeleg, dar din ce în ce mai mulți avem șansa valorificării zonei astea de tradițional, autentic, mai mult decât cazinouri sau eu știu alte lucruri care se întâmplă în destinațiile deja consacrate pentru așa ceva. Vă dădeam exemplu Bianca. Un alt exemplu pe care noi l-am valorificat astă vară a fost un tur pentru o zi ploioasă. Atunci când ne trezim, vede că plouă afară, nu putem să mergem la plajă. Stai în hotel și te uiți la televizor, exact. Nu? Asta faci. Deci nu-i bine nici pentru turist, dar nici pentru hotelier. Și atunci noi am propus turiștilor un început cu o masă, la fel, o masă tradițională undeva, într-o locație din rețeaua noastră, după care un tur care... care cuprinde vizita la un escape room, apoi o vizită, un tur din mașină în zona portoară a orașului, pentru că unde? Foarte chiar mult știu. În port sau în zona în veche? Port, în portul Constanța. Da, în portul, da? Constanța, da. Apoi ieșim afară și mergem în zona adiacentă portului vechi, pentru că multă lume știu că Constanța înseamnă port, dar prea puțin știu ce e portul de fapt. E lumea interesată, dar nu m-am gândit la asta, să știți. E lumea interesată să vadă portul Constanța? Absolut. Am avut turiști și destul de mulți interesați, probabil anul ăsta chiar o să o concretizăm, să vadă cum funcționează o ecluză. Da, interesant. Bănuiesc că pentru cei care, mă rog, vin rar sau n-au văzut marea ecluză și părul Constanța, dar care sunt impresiile lor? V-au spus? Ați avut feedback, nu știu, din urma unei vizite în port? Sigur, sau... sigur. Ce spun? Le studiem aceste feedback-uri ca să ne îmbunătățim activitatea. Realmente sunt curios ce spun despre portul Constanța, în general. Portul Constanța impresionează în general. E o platformă industrială. Asta e percepția turistului. Evident, subfolosit. Asta știm cu toții, însă sunt oameni care n-au mai văzut un vapor și urcarea pe un vapor, poate și pentru noi când eram copii, a însemnat un eveniment pe care nu-l vom uita. Și acum primul vapor pe care am urcat, exact, dacă m-am exact. Făcut și toate aceste experiențe inedite noi știm întrucâtva să le exploatăm și îmbrăcându-le într-o anume poveste, pentru că povestea vinde, fie că e vorba de vin sau de, iată, de o destinație sau o atracție vinde, însă unde cred eu că am reușit să impresionăm cel mai mult este la organizare, la punctualitate, la consecvență și la a lăsa turistul să plece cu un gust specific Dobrogei, fie că e vorba de un vin sau e vorba de o anumită experiență culturală sau multietnică, un alt specific pe care noi îl exploatăm, cred eu, foarte bine. Aveți producători de vinuri, din câte am înțeles. Da, da. Este aceasta o nișă spre care poate dezvolta oricum turismul în Dobrogea, nu știu, vinul, un drum al vinului sau... Da. Categoric. Este o cale pe care se poate merge? Categoric. Noi am mers pe 4 coordonate, dar putem să facem 5, dacă mă gândesc. Am mers pe vinuri, pe vinurile dobrogene, foarte puțin știu că în Dobrogea avem 8 crame care produc vin bio 100% și niciuna dintre ele nu este murfatlar. Da, înțeles. Da. Avem mozaicul ăsta etnic, care iar este un element de unicitate în Europa chiar, și noi ne-am oprit anul trecut la comunitatea tătară și comunitatea a românilor. Avem istorie și arheologie absolut speciale la Constanța. Categoric. Iar puțin știm că Histria este cea mai veche așezare locuită din România. Am mai mers pe Delta, evident, n-ai cum să o ocolești, care la fel este unică, și evident litoralul, noi nu excludem litoralul, să fim înțeleși, deci, dar pe niște croaziere tematice, ieșiri de 2-3 ore din portul Limanu, Mangalia sau Eforie Nord sau chiar portul Tomis, pe zona de experiențe de aventură. Și iată 4
zone de specific dobrogean pe care face din regiunea noastră de fapt o regiune unică în România și poate nu numai. Dar în loc să rămâi numai la, cum spuneați mai devreme la început, numai pe litoral, cluburi, restaurante, bune, rele, servicii foarte criticate, iată că dintr-o dată cunoști mai mult din regiunea în care te afli și reușești să pleci cu o altă impresie când pleci acasă de pe litoral. Noi am avut turiști de 2 stele, turiști de 4 stele, am avut o familie de mineri din Valea Jiului care au mers în Delta și au fost acolo pentru prima dată. Vă dați seama ce review-uri am avut. Deci, cum a e fost Delta pentru o familie de mineri? Care n-am văzut-o niciodată. Cum nu? E ce au spus? Deci, capul familiei a început să plângă. Serios? Da, mulțumindu-ne. Care era un miner, exact. Un om dârz, a început să plângă, da. Copiii, pur și simplu, erau muți de plăcere, doar plimbarea cu barca. Vă dați seama, era un copil de 10 ani și unul, cred că fata avea 15 ani, lasă Delta, nu mai fuseseră într-o barcă niciodată, știți? Deci toate lucrurile astea ne-au stârnit o pasiune extraordinară. Deci noi chiar vrem să nu mai facem altceva în zona asta de experiențe decât asta. Deci, cum este vinul din Dobrogea? Este un vin comparativ, nu știu, cu un vin franțuzesc sau din Africa de Sud? Sau din, cum este? Ați spus bine. Vă întreb pentru că în Africa de Sud știu că se fac vinuri bune, unul la mână și doi, pentru că o doamnă prezentă la Târgul Florilor din Ovidiu spunea că vinurile din Dobrogea au ceva, nu știu, special. Eu nu sunt un bun cunoscător, din cauza asta vă întreb pe dumneavoastră. Ceva special recunoscut chiar de winemakerii, de cei care lucrează în vinuri în Africa de Sud. Serios? Da, unde, așa în paranteză, doi dintre cei mai celebri winemaker din Africa de Sud sunt români. Winemaker e fabricant de vin, winemaker e puțin mai mult mai decât atât. De... E cel care stabilește, validează dacă vinul e bun. Pe scurt. Am înțeles, da. Deci un expert în vinuri. Da, un expert în vinuri, care lucrează de la compoziție până la nișa pe care merge, pe ce segment de clienți merge. Și doi dintre ei foarte buni sunt români. Vinul dobrogean este apreciat pentru că este între un vin slab, foarte ușor de băut la masă, și un vin rafinat, foarte rafinat, să zicem. Și un vin, nu știu, atributul pe care în Africa de Sud, unde am avut ocazia să duc mai multe sticle de vin, atributul care a fost smooth. Este catifelat, ușor de băut, de savurat. Și chiar a fost un vin apreciat. Am înțeles, da, interesant vinul din... Vin dobrogean, un vin dobrogean. Bun, dacă tot am ajuns la Africa de Sud, haideți să facem o paranteză, să ne spuneți ce ați făcut acolo atât de mult timp, pentru că a stat mulți ani. Am lucrat într-un cluster. Da. Deci de acolo va veni și ideea, cu ideea aceasta ați venit în Constanța. Ce ați făcut exact? Am plecat în 2006 ca și consultant în zona de securitate portoară. După care mi-au făcut o ofertă pe care am refuzat-o să rămân într-un proiect între Africa de Sud și Mozambic, dar de la a doua ofertă n-am mai putut să refuz pentru că a acceptat să-mi aduc și copiii și familia, și în 2006, pe la sfârșit, am luat o decizie mare pentru noi și ne-am mutat în Johannesburg. Am stat acolo o perioadă, după care am locuit la Maputo, în capitala Mozambicului. Ne-a fost foarte bine, a fost o experiență. Serios? V-ați adaptat ușor? Da, nu sunt diferențe mari de cultură, de nu știu. Evident că sunt. Dar v-ați adaptat ușor. Dar ne-am adaptat pentru că proiectul era un proiect multicultural cu expatriați, cum le spun ei, veniți din foarte multe țări să lucreze în acest proiect, care presupunea o mai bună monetizare a frontierelor de tranzit. Mozambic e o țară așa lunguiață care alimentează
țări care nu au ieșire la mare, la Oceanul Indian, și monetizarea prin măsuri de securizare a frontierelor cu scanere. Deci a fost o colaborare cu o firmă care produce scanere în România, cred că se știe despre ea, a obținut mai multe Grand Prix la Geneva și noi am reprezentat inclusiv această firmă în acea zonă. Deci, deci a fost un proiect ambițios. Mulți ani de zile am construit un proiect pe care apoi l-am predat operatorilor locali. Am înțeles. O să luăm o scurtă pauză. După pauză vă întreb, dacă vă pregătesc așa de acum, care a fost principalul lucru care v-a frapat în Africa? Dar luăm o pauză de publicitate, revenim, vorbim despre Africa și apoi despre turismul de peritoriul românesc. Domnul Stănică Enache, alături de noi, președintele Nomar Cluster, tocmai ne spunea cum a fost în Africa de Sud și în Mozambic. Primul lucru, sau nu știu, lucru care v-a frapat la Africa, care este? Că nu este ceea ce credem noi. Adică nu este nici foarte cald, nici foarte săracă, nici oamenii nu mor de foame așa cum ne închipuim noi. Dar dacă vreți să merg puțin mai înainte, m-a frapat faptul că sistemul bancar, sistemul de asistență medicală și cel de educație, uneori mi-e rușine să o spun, dar sunt mai bune decât ale noastre. Vorbim și despre Mozambic, pentru că Africa de Sud este totuși o țară... Acum vorbim de Africa în general. De Africa, da, pentru că... Serios? Nu a fost regional, dar în Mozambic am avut un exemplu foarte scurt, un român care a venit să semneze acolo un contract și a avut o criză de inimă și... în felul în care a fost asistat a fost extraordinar. Într-adevăr, n-a fost gratuit, dar o sumă foarte mică. Însă ceea ce l-a frapat pe el în cele 3 zile cât a stat în spital, a spus că nici prin cap nu i-ar trece cuiva, oricărui fel de personal, de pe orice nivel, să ia vreo șpagă de la un bolnav. Ceea ce, la drept vorbind, la noi nu s-ar putea întâmpla. 1, 2... tot ce a obținut ca și medicație, ca și intervenție, că a fost inclus în preț, nu i s-a cerut nimic în plus, iar la ieșire a ieșit cu o rețetă, cu o cutie de medicamente pe care avea să le ia pentru 2 săptămâni. Parcă am vrea și noi să avem așa ceva la noi în țară. Deci să nu avem prejudecăți atunci când vorbim despre Africa, despre țări pe care noi le credem mai sărace puțin civilizate. Eu după 6 luni am ezitat să-mi iau familia cu un copil care atunci avea 2 ani și altul care avea aproape 6. Da, dacă ați avut curaj să vă duceți copiii acolo, înseamnă am fost, că stătusem acolo. Condiții... Da, interesant. Africa. Haideți să ne întoarcem la Dobrogea noastră. Ce vă propuneți pentru vara acestui an, dacă vă propuneți ceva? Da. Deci, pe platforma Turix ne propunem să diversificăm experiențele. Noi, în prezent, rulăm un program care se cheamă 100 de experiențe dobrogene. Are cumva rezonanță și cu centenarul Unirii, din care am început deja să lansăm câteva. Deci vreți să aveți realmente 100 de experiențe, da, să strângeți acolo 100? Da. Cam mare număr. Este destul de mare, dar aici includem așa și... Sau chiar ați gândit înainte? Nu, sunt gândite, sunt pe categorii. Cine merge pe Turix o să vadă că avem cultural, aventură, culinar, istoric, plus tururile. Și plus evenimentele. Deci sunt și evenimente am pe care în cele 100. Le promovăm în cele 100 de experiențe. Și pe lângă tururile clasice în care turistul este invitat să se urce într-un autocar, să viziteze pe un anumit itinerariu Dobrogea, sunt și experiențele private. Ce în care asta? 2 sau 4 turiști sau chiar un turist poate să aleagă, de exemplu, un curs de kiting, că tot era la modă, da. Sau un tur cu elicopterul de 20 de minute, care, cred că costă 200 de lei, sau, altceva, dar în mod privat, nu neapărat într-un grup de
de 50 de persoane. Acest tip de experiență ne-a fost cerut anul trecut și rezultă ca și feedback din partea celor 1200 și ceva de turiști pe care i-am operat. Când mă duc în Transilvania, îmi place, nu știu, să urmăresc programele de acolo adresate turiștilor. Îmi plac prânzurile, branciurile transilvanene, să se știe. Uh-huh. Iau diferite, sunt câteva organizații acolo care oferă diferite atracții gastronomice, da, da, le spune. Da? E ceva să te duci să mănânci în curtea unui țăran, Sasso, mâncare tradițională. Sigur. Se întâmplă asta și în Dobrogea? Se întâmplă, începând cu Delta, deci de anul acesta în Delta... au rezolvat-o, da, pe legislație și pot să ofere gustări în gospodăriile pescarilor lipoveni, dar coborând mai jos avem Vișina, Jurilovca, unde sunt două, trei asemenea gospodării. Pe zona sud, când mergem spre Ostrov, ne oprim undeva la Adam Clisi, la fel într-o gospodărie a unui fermier, unde exact ceea ce spuneți se întâmplă. Iar, în general, toate tururile noastre se termină cu o gustare tradițională de seară, urmată de o degustare de vinuri. Absolut toate. Am înțeles. Haideți să vorbim puțin și despre Zacuscă. Ați organizat un eveniment recent, cred că, dacă nu mă înșel, la Universitatea Ovidius din Constanța. Da, 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 la Universitatea Ovidius. M-am mirat un pic, Zacuscă și Universitatea Ovidius. Povestiți-ne despre ce a fost vorba și ce înseamnă. Tocmai contrastele astea am văzut că au atras ca și experiență publicul. Zacusca este unul din produsele tradiționale pe care noi le promovăm. În zilele următoare o să mai vedem și alte produse. Ați avut și astăzi ceva, nu? Da. Când veniți de la astăzi un eveniment. Astăzi am avut pasca și cozonacul, dar îmi cer scuze că am întârziat, probabil tocmai de asta. Da, da, a fost o zi plină. Deci, da. Zacusca, și ce faceți cu, nu știu, ce se întâmplă? Noi cu avem un partener strategic în clusterul Inomar. Unul din partenerii strategici sunt țăranii dobrogeni. Această comunitate, mă rog, care cu bune, cu rele, reușește să facă pași înainte în promovarea produselor autentice. Și atunci am spus să le oferim ocazia să se poziționeze pe piața de turism și nu numai, pentru că face parte din strategia noastră de a promova turismul responsabil, consumatorul conștient. Noastră, dacă mergeți în Transilvania, mâncați transilvanește. Așa, și noi să punem, nu de la supermarket. În Dobrogea să mâncăm și să servim produse dobrogene. Deci Zacusca poate fi o atracție turistică, sigur, pentru Dobrogea. Sigur, avem validarea evenimentului pe care tocmai l-am organizat, unde au fost vreo 5 sortimente de Zacusca, au fost implicate și producători artizanali, evident, cu produse trasabile, dar și mari producători de care produc Zacuscă și care unul dintre membrii care a expus Zacuscă are 6 produse tradiționale atestate, printre care Zacuscă e unul din ele. Le dăm deci ocazia să se expună, să fie vizibili, pentru ca Horeca să se gândească de ce n-am folosit ingrediente locale și ar trebui să cumpărăm din Turcia roșii, morcovi sau zacuscă. Haideți să luăm de aici, de pe piața noastră. Eram în Alpii francezi, o să închei cu ideea asta. Așa. În Alpii francezi, într-un restaurant mic, nu știam ce înseamnă jambon, nu înțelegeam franceză. Mm-hmm. Și proprietarul ne-a spus că e jambon făcut de domnul Jacques, care locuiește acolo în sat. Era o specialitate a zonei. Cred că așa ar trebui să întâmple. Exact, Zacuscă de la domnul Ionescu. Da, bineînțeles. Ar fi o atracție de la Mamaia Maria. Deci asta au făcut ei și am reușit să facem chestiunea asta împreună. Știți, Mamaia Maria să devină un brand când ea face niște turte. Da, da, da. Excelentă idee. Da. Deci, excelentă. Da. Vă aștept și cu altă ocazie. Mi s-a făcut chiar foame și suntem la finalul emisiunii. Mulțumesc pentru prezență. Cu mare plăcere. Ne mai auzim vara asta cu siguranță. Mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat. Să aveți o seară excelentă în continuare.